Exact, are tuturor. Știu că de foarte mult timp nu am postat ceva pe YouTube și ceva de gen, dar astăzi am vrea să discutăm o chestie care mi s-a întâmplat nu pentru prima dată, mi s-a întâmplat pentru a treia oară și nu știu cum să reacționez la așa chestie, pentru că pot să fiu veselă, pot să fiu și tristă, dar pentru a treia oară deja am luat o decizie ca să fiu destul de calmă și am hotărât să vă povestesc aceasta și vouă, pentru că trebuie să știți că voi sunteți cei care mă susțineți însuși pe mine și trebuie să știți aproape tot ce se întâmplă. Și eu cred că această chestie la fel trebuie să știți și voi. Deci, dragi prieteni, ieri mi s-a întâmplat o chestie și adică poate și cineva din voi mi-a scris pe contul meu de Instagram cum ar fi un mesaj simplu: salut, ce faci? Place ce faci? Sau mi-ați apreciat o poză pentru că am postat o poză nouă de toamnă. Și chiar ieri seara pe la orele 9 sau 8, nu îmi amintesc, și pur și simplu am intrat pe contul meu de Instagram să fac un live să comunic cu voi, să vă răspund la întrebări, dar mi s-a stâns Instagram-ul în genul că era blocat. De ce era blocat? Mi-am dat seama că era blocat după câteva două minute și am spus: stai puțin, trebuie să fiu calmă, pentru că această chestie mi se întâmplă pentru a treia oară, că am fost gen de așa lucruri de două ore. La conturile mele mai vechi, când vă ziceam să ieșiți și toate genurile astea, să nu fiți voi în pericol, pentru că contați foarte mult pentru mine. Sunt foarte bucuroasă că v-am alături de mine și mă susțineți. Dar chestia care mi s-a întâmplat ieri m-a adus în șoc, cum poate să întâmple această chestie pentru a treia oară și toate au același timp și nu înțeleg de ce. Pur și simplu nu înțeleg. Chestia de care încep să vă vorbesc este că ieri mi-a dat cineva bloc pe Instagram, adică mi-a blocat Instagram, mi-a schimbat parola, e-mail-ul și numărul de telefon, adică mi-a schimbat toate datele și poza de pe fundal de pe profil și a șters toate concursurile pe care le-am organizat eu cu ajutorul prietenilor mei și cu premiile voastre și adică, cum se spune, premiile sunt și la celor care nu le-am oferit aceste premii o să le aibă, dar cei care nu au mai primit premii, adică pot să nu le dau, pentru că concursul nu există și unde am postat eu, dar nu e așa, eu o să vă dau premiile, puteți să nu vă supărați, dar chestia pe care m-a șocat pe mine însuși este de ce pentru a treia oară, ce am făcut eu rău la lume, pentru că mi-a dat bloc și nu doar asta mi-a făcut. M-a jecnit într-un fel, pentru că am muncit mult pe contul meu de Instagram. Am pus, da, poze puține și mereu eram activă, nu? Nu e așa, puneam stories-uri gen întrebări, să dați ceva de gen de YouTube și toate chestiile astea. Chiar și eram gata să-mi dați întrebări anonim la care răspundeam chiar la toate întrebările. Și acum, observând că tot ce am creat eu, adică tot ce am creat eu cu ajutorul vostru, mi s-a dus nici nu știu unde, pentru că pe conturile mele private am postat că Instagramul este blocat și am încercat să fac ceva chestii ca să mi-l întorc, nu știu, ca să-mi întorc contul înapoi, pentru că țineam mult la el și la voi însuși. Ok, totul e bine. Am noroc că am un prieten foarte de treabă și cred că mulți îl cunoașteți, pentru că un vlog l-am făcut alături de el. L-am sunat pentru că mai avut probleme cu Instagram, cu blog și toate genurile astea și el m-a ajutat însuși. Să știi ce vă zic, că cum nu este scenariu, este totul pe realitate. Și că scenariu este atunci când ești vesel, dar acum nu prea. Și de ce consider că trebuie să vă zic această informație? Informația constă în aceea că eu vă rog pe voi toți, pentru că știu că mă susțineți foarte mult, și eu vă rog ca să treceți pe un nou cont al meu. Scrisă sunt tot ce cea, dar poza este însuși a mea, adică sunt eu ca și pe profilul celălalt.
Iar acea chestie, adică acel cont să fie blocat de voi, să dați un semn, să-l blocați, să vă dezabonați concret, pentru că nu este contul meu și nu vreau să vă creez ceva rău pentru voi și să vă blochez și pe voi. Consider că omul care m-a blocat și pur și simplu vrea popularitate și nu poate să facă el singur și își folosește de contul meu, de pozele mele, însuși de voi, să nu credeți, să nu scrieți mesaj, vă rog frumos, pentru că știți că dacă însuși era contul meu, eu nu puneam așa chestii pe fundal, adică pe profil, că să pun un bank, că nu știu, nu băi eram eu și voi, adică știți, dar ceea ce mi s-a întâmplat mie, eu nu cred să vă întâmple și vă așa ceva, pentru că nu vreau să vă fie rău. Și așa e pentru a treia oară, un șoc, și anume contul meu de Instagram și tot este legat de YouTube. Mulți îmi spun să mă las de YouTube pentru că fac tot rău mie, dar eu nu o să mă las pentru că vă iubesc foarte mult pe voi și știu că mă susțineți și nu vreau să mă las de YouTube pur și simplu. Și chestia care mi s-a întâmplat mie, adică pentru să o doresc la cineva, eu vreau pur și simplu să fiu așa cum este și să treceți la contul meu nou. Și dacă, nu știu, aveți posibilitate să mi-l întoarceți înapoi, eu o să fiu foarte, foarte, foarte bucuroasă, pentru că știu că vă sunteți cu mine și mă susțineți mereu. Și pur și simplu n-am putut să țin noutatea aceasta în mine și am vrut să vă zic vouă, adică, dar noutatea aceasta nu pot să țin în mine însuși. Eu am vrut să vă zic vouă că știți că viața mea la jumătate este în realitate și jumătate este pe canalul meu. De ce am un alt cont pe care o să duc activ. Este un cont închis, ca și al meu privat și cei care o să vă primim și care o să vă invităm în cont va fi eu sau acea persoană care mă ajută să recreez conturile și toate acestea. Apropo, contul pe care am stat este primul cont blocat de persoana dată și sper că acolo o să fiu activul pe care l-am văzut eu însuși pe contul meu. Să nu fiți dezamăgiți pentru că da, aceasta e. Și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa ceva. Și de ce foarte mulți au fost invitați în contul meu privat și foarte mulți au pus pe stories. Vă iubesc foarte, foarte, foarte mult. Și pentru susținerea aceasta că ați pus pe stories și ați scris să dați raport, este chiar așa. Și poate mulți nu au crezut acele chestii, să știți că e adevărat. Și vă iubesc foarte, foarte enorm și tot ce mă tem la contul acela este că toate mesajele și toate proiectele de la YouTube împreună cu echipa nu o să le mai văd, dar o să cer de la echipă și cumva să mă invite în grupurile lor, pentru că am muncit foarte mult acolo, am depus efort pe grupuri și toate chestiile acolo și acum ce să zic, așa și s-a întâmplat, nu e problemă, dar vom vedea ce vom face mai departe, pentru că știu că de mult m-am întors pe YouTube pentru că eram foarte ocupată și știu că Instagram-ul a căzut activ câteva zile în urmă, dar sper că totul va fi ok alături de voi și cum s-ar spune, cam atât a fost și aceasta a fost noutate pe care am vrut eu să vă transmit. Să știți de aceasta, dar fiecare cuvânt pe care mi-l scrieți în comentarii sau mă sunați și spuneți, ești bravo, mersi că mi-ai spus de aceasta, de ce și nu să zici la alții, să te împărtășești cu aceasta, e foarte ok, pentru că trebuie să știm și noi abonați tăi care te susțin în enorm și nu ți-ar spune nimic rău, chiar și haterii cei care un video de meu, un vlog de meu nu le place și pun un dislike, ok, celălalt care le este, le place și le pune, așa și va fi cu contul, se va sătura și va da. Principalul este că să nu faceți activ pe contul ăla. Mersi mult că ați fost productivi, că m-ați ascultat și că ne-ați oferit atenția.
Eu sper că tot activul vostru va rămâne și încrederea voastră în mine. De aceea sper că ceva să vă ridică dispoziția pe o noutate pe care vă spun eu. Pe data de 31 octombrie cade ziua Halloween-ului și ei cade ea sâmbătă. Nu, mi se pare așa, adică nu știu precis când cade ea. Va apărea un nou film care va avea continuare anul viitor, în 2020, la fel pe 31 octombrie și dacă o să vă placă enorm, va fi și continuare. Sper că această noutate va veselit oricum, să știți că activul nu va cădea pe YouTube și voi postea cât mai mult și toată informația care este în mine, jumate veți ști voi. Și mulțumesc mult celor care mă susțin și că mă ascultă până la urmă. Eu vă doresc ca toate zilele să fie minunate până pe 31 și cred că această noutate, dacă vreți să o redați mai departe, pur și simplu puteți să transmiteți acest vlog la alte persoane. Eu vă iubesc foarte mult și ne vedem în noi vloguri.